Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, a precizat că și celelalte echipe sportive de prim eșalon vor beneficia de sprijin din partea Consiliului Județean Maramureș pe măsură ce își vor relua activitatea și vor transmite cereri de finanțare. Încercăm să sprijinim structurile de prim eșalon de performanță sportivă în județul Maramureș. Sportul de județul Maramureș trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Dacă autoritățile locale, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Baia Mare nu vor face un efort în acest an consistent pentru ca aceste cluburi să treacă această perioadă dificilă, multe dintre ele își vor închide porțile. Și nu cred că ne dorim acest lucru. Suflarea sportivă din județul Maramureș are nevoie de exemple pozitive, de structuri de prim eșalon, de locuri în care se face performanță. Tocmai de aceea am înțeles, în cadrul Comisiei de Sport s-a discutat acest proiect de hotărâre, în cadrul Comisiei de Buget și Finanțe s-a propus o sumă, menținerea, cel puțin în acest moment, a finanțării pe care am acordat-o anul trecut, urmând ca apoi, atâta vreme cât vom mai avea resurse financiare la dispoziție, să încercăm să ajutăm suplimentar. Așa cum am spus, este un an foarte dificil pentru sportul românesc și sportul maramureșan. Reluarea activității nu stă însă la latitudinea cluburilor sportive, ci depinde de decizia pe care Ministerul Tineretului și Sportului o ia alături de federațiile sportive.